În luna mai 2007, fostul sediu al prefecturii Giurgiu, de lângă Parcul Alei, a intrat într-un amplu proces de reabilitare și consolidare, lucrări ce aveau ca termen de finalizare luna mai 2009. Pentru că nu s-au mai alocat fonduri, sediul prefecturii este departe de a fi dat în folosință, iar relațiile cu firma de construcții au fost întrerupte. Și pentru că vorbim de un imobil impunător cu valoare istorică, senatorul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău, a adresat în luna septembrie o interpelare pe această temă ministrului afacerilor interne, Radu Stroie. Bădălău solicită intervenția de urgență pentru salvarea acestui monument istoric, mai ales că sumele necesare nu se ridică la o valoare exorbitantă. Interpelarea senatorului PSD a primit răspuns pe 23 septembrie, iar veștile sunt bune. Potrivit ministrului Radu Stroie, suma necesară finalizării lucrărilor la sediul fostei prefecturi a fost aprobată prin ordonanță de urgență. De asemenea, în răspunsul scris oferit de ministrul afacerilor interne, se specifică faptul că sediul fostei prefecturi reprezintă o prioritate a ministerului pentru anul 2014, când urmează să fie cuprins în programul de investiții. Clădirea fostei prefecturi a fost construită în anul 1935 drept sediu al Tribunalului Vlașca, iar după reforma administrativă din 1981 a devenit sediu al administrației județene.